Scandalul dintre un samsar de mașini și un cumpărător a fost aproape să se termine tragic. Samsarul din capital a descoperit că autovehiculul avea atașat un dispozitiv care părea a fi explozibil. Totul după ce a primit un mesaj de amenințare de la un fost cumpărător dintr-un alt județ. Poliția a ridicat acum acest dispozitiv și îl analizează. Pentru mai multe informații mergem la colega noastră, Corina Matinski, senior editor Antena 3 CNN. Bună seara, Corina! Ce informații ai despre acest caz? Bun găsit, Ana, bun găsit, doamnelor și domnilor. Alerta a fost dată de către un bărbat din sectorul 3 al capitalei. A mers la secția de poliție și a spus că a găsit în rezervorul autoturismului său ceva ce părea a fi un dispozitiv explozibil. Imediat acolo au mers luptătorii speciali de la Serviciul de Investigații și Acțiuni Speciale de la Detașamentul Pirotehnic, au analizat acest dispozitiv și au considerat că trebuie să îl ridice pentru a face mai multe verificări. Acest bărbat a dat deja declarații în fața polițiștilor și, spun surse din anchetă, a spus că îl bănuiește pe un fost cumpărător pe care îl avea din județul Iași, și asta pentru că individul i-ar fi dat în urmă cu câteva zile mai multe mesaje de amenințare. Așteptăm ca poliția să facă aceste verificări, să vadă exact ce conține acest dispozitiv, pentru că, spun surse din anchetă, era dintr-un ambalaj de material plastic în care se găseau mai multe obiecte ce par a fi explozive. Înapoi la voi!